Salut, ce mai faceți? Eu sunt Andrea și astăzi am pregătit un super episod pentru că sunt la cabana vlogărilor aici în, pe lângă Sinaia. Sunt cu foarte mulți vloggeri pe care sunt sigură că și voi îi cunoașteți, așa că să începem! Da, și de data asta m-am trezit super de dimineață, dar nu la ora 6, ci la ora 4 dimineața. Am plecat din Constanța, din Mamaia, de fapt de la Fenicia, și m-am dus cu mașina cu tati către București pentru că era de serviciu. Bună dimineața! Este ora 4 dimineața și eu acum m-am trezit pentru că plec către București cu mașina. Am puțină treabă la București și apoi plecam cu trenul în excursia cu vloggerii. Deci nu mai pot să-mi rup, m-am călcat la 2 dimineața. Da, și am mers ceva kilometri cu mașina, ne-am oprit la o parcare de-asta, pe autostradă. Am o voce super răgușită de dimineață. Mai avem puțin și aici în București. E așa bine de dimineață, e aerul ăsta super și așa liniște aici. Și am intrat în studio. Aici e o chitară bas. Aici este locul unde se mixează. Și acum o să mergem în studio. Acolo unde o să tragem două piese. O să îmi pun căștile. Și începem să tragem. Aici am ținut versurile. Ia uite ce am găsit aici în studio, un set de tobe foarte, foarte tare. Și o super chitară. Îmi place! Și aici am tras odată. Wow! M-ar fi să mă apuc să cânt la tobe. N-ar fi tare? Hei, suntem la Garo! Și sunt aici cu Molina, cu Mus! Și dacă îl prind, și cu Tommy! Cu Giuliano, brichetă! Și mergem către Sinaia. Suntem în tren și mergem către Sinaia. Ce nervant! O să mă concentrez dacă vorbești. Mă plâng că vorbești. Aici este Mus, care își filmează și el pentru vlog. Cafeaua și Sergiu și Tomi și Marina. Bine, spune Marina. Mălina. Salut! Cum era mea care face și-a vlog? Îmi place camera. Pare bine că... Toată lumea are 600 de ani. Mă rog, în afară de el. 550 de ani. Așteptăm pe dedubiță care ne va duce la cabana din munți. Și am ajuns la cabană. Vai, ce drum a fost! Doamne, am dormit, am încercat să dorm. Nu mai pot. Am mers pe pietre, am mers prin serpentine. Dar e super aici, e super priveliște. Și sunt toți aici, s-au adunat. Și acum așteptăm să ne cazăm. Mi-e somn, mi-e foarte, foarte somn. Și cum v-am spus, sunt cu mulți vloggeri din România aici la cabana vloggerilor. De exemplu cu Shelly, cu Max, cu Tequila, cu Mikey H, cu Mus, cu Anca, Dan, domnul pe care i-ați văzut și mai devreme, cine mai pe aici? Sunt foarte, foarte mulți și ne super distrăm împreună. Bianca Dumitrescu ne-a provocat să ne ținem cu degetele de limbă și să ne spunem numele.
Andra. Iar acum o să merg la toți vlogării din cabană și eu să-i pun să fac asta. Pe cui eu? Zișelii. Seri. Da, bă, mulțumesc de provocare, super, ești super. Mikey Nut. It's Santa. Marina. Lorena Popa. Daniel for fun. Cine? Mă numesc Tommy Vice. Alex David. Apoi ne-am cazat cu toții și ne-am dus să mâncăm pentru că muream de foame, cel puțin eu. Am intrat în camere. Eu știu să arăt mai bine ca tine. Eu sunt Shelly.com. Eu sunt Shelly.com. Ce, cineva a găsit cum să-mi spargă site-ul. Dacă îmi spargă și clientul de mine. Și fiți atenți, avem aici o cameră, nu avem baie. Doar aici este o toaletă, o singură toaletă. De ce? Ce facem? Suntem la etajul 2 și e foarte, foarte tare. Avem o singură priză în toată camera. Nu vă morți în cură. Ce spune Andra, dar spune așa. Comentata spre zic, nu zicea nimic. Avem doar o priză în cameră. Masă, sunt aici alături de Anca. Salut, Cristi. Bună, bună, bună. Victor. Salut. Hello. Hey. Super. Și deja s-a făcut aproape seara și noi o să mergem acum pe munte. O să urcăm cu toți vloggerii. Ce e aproape seara. Toți vloggerii și Tomi, care nu e vlogger. Hey. Salut. Cine sunt eu aici? Salut. Ha. O să facă parte din Rewind 2016. Urcăm pe munte și e foarte greu pentru că a plouat și alunecă spre mine. Pământul este ud. Noi mai avem puțin și alunecăm. Da. Nimeni n-are ghete de aici. Așa e. Avem doar tenis. Hei, Shelly. Hei. Și i-am lăsat pe vlogări acolo jos, să vedeți în depărtare. Eu vreau să mă duc către pădure. Mă duc singură. Pentru că este foarte, foarte interesant. Nu știu, mi se pare așa misterios. Dar e foarte greu de urcat. Ia uite acolo departe. E cam frică de vacile astea. Ia uite, peste tot, frate. Ne înconjoară. Peste puțin vor veni și în București. Vor fi peste tot la metro. Vă imaginați cum ar fi să fie vaci la metro. Bună dimineața! Noi o să mergem acum să-i trezim pe toți din cabană, încercăm cu chitara. O să cântăm Wake Me Up, ia să vedem, dacă nu streșim încă, nu? Ia, yay! Ia. Hai să vedem. Acolo, acolo stă Shelly și cu Tomiu. Acolo stă Cristi și cu Cristi. Aici stă colegul tău de cartă, nu? Alex. Alex. Acolo stau Tomi și cu Muz. Ia, hai să încerc cantare, da? Săraci oameni, oh my god. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself. And I didn't know I was lost. When it's all when I'm wiser and I'm older. Hey, Nata. Hey. Nata. Ia uite, uite pe Max. Max, ne-ai trezat, ai venit la noi în cameră. Dacă, dacă ai dispărut. Asta. Și-am trezit lumea. Bă, dimineața am trezit. Da. Unde bag copa? N-am dormit cu mine, am dormit singură, am dormit singură, am plecat către masă acum, este dimineață și e foarte frumos aici la munte. Ei, suntem la masă. Ăsta sunt eu. Victor mănâncă mici. Sunt eu cu Shelly așteptăm brânza. Mălica noastră nu are brânză. Hello, ce mai faceți? Am terminat și cu masa.
Câțiva vloggeri sunt acolo jos de tot, încă mă așteau puțin ama să mai vorbesc despre un super vlog pe care îl plănuim așa cu toții, o să fie foarte, foarte tare. Iar eu acum mă urc până la ceilalți vloggeri, pentru că mai sunt câțiva aici sus care filmează niște chestii pentru vlogurile lor. E foarte tare să vezi așa în jurul tău cum toată lumea filmează chestii. Adică înainte eram eu singura nebună care pe la mare își făcea daily vloguri și acum văd pe toată lumea că face asta. Am obosit foarte tare. Ce privilegiu și mechiară. Și pleacă lumea în oraș cu mașina lui Mikey Hash. Să ne cumpere chestii. Ești nebun într-o mașină așa mică. E modelul nou, 2016, cu mașina de spălat. Da, mai eu sunt. Cu Anca aici o să facem o super provocare de la Denisa Gacy și cu Lore. Dar o să mă bat doar cu ea, dar ea o să ne filmeze. Pe ea, hai! Dă-i! Mihail mă provoacă să pup toți băieții din cabană, ok? Mua, pe obraz, a zis. Mua! Hai să ne pe cine mai avem pe aici, Tommy. Super, pam! Pam! Trebuie să te pup pe obraz. We can love! Am să vedem Mica, trebuie să te pup pe obraz. Salut! Mua! Ia pe cine mai avem. Mă lași să te pup pe obraz, mă provoacă o fată. Mua! Sunt la focul de tabără și e foarte, foarte tare. Tommy cântă. Nu se vede cum ești eu.